Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum am venit eu azi dimineața la bariera aici la noi, am deschis geamul ca să dau pleștimația, pac, m-a izbit un miros de plastic ars. Plastic ars în București? București? Nu are, mă. S-a mai stricat treaba în ultimii ani. Mediu rural, miroase naturalement, abalică. Bun, mai țineți de planul cu taxa de poluare pentru centrul Bucureștiului? Da, să rămână doamna Gabi. Doamna Gabi, dar fostul primar general, doamna Firea, fosta colegă, a avut ideea asta, o taxă pe care ar fi trebuit să o plătească mașinile sub Euro 4, care intrau în centrul capitalei, în timp ce mașinile sub Euro 3 urmau să nu mai aibă acces deloc în centrul orașului, începând cu 2024, mă rog, era un plan ăsta de taxare, taxa oxigen, îi spunea. A fost și aprobată, din câte mi-aduc aminte, de Consiliul Local, taxa, și a început să răsăpună inclusiv plăcuțe de delimitat zona. Uh-huh. Îi spunea, nu mai știu cum, Zaca, zona cu aer curat, o chestie de genul ăsta. Dar ce să vezi, cu numai 10 zile înainte de intrarea în vigoare a taxei, doamna Firea s-a prins că e ceva nepopular, era an de alegeri, cum să facem noi, cum să facem, a făcut un sondaj pe pagina dânsei de Facebook. Cel mai bun. Da. Și anul la măsură, adică a fost, uite, lumea nu vrea. Dacă lumea... dacă e sondaj pe Facebook, dacă nu vrea lumea pe Facebook, asta e, pac, cam anul la măsură. Bă, oamenii s-au adresat direct primarului. Aia era o măsură, da, corect, asta a fost. Dacă oamenii au zis că nu vor, nu vor. Era o măsură bună, oricât de nepopular aș fi, eu zic că era o măsură bună. Acum, ideea revine la propunerea USR cu unele adaptări, că USR au... nici pe ei să nu-i mai voteze nimeni. Bun, sigur, în Consiliul Local USR nu are majoritatea. Primarul general Nicușor Dan a și anunțat că nu susține proiectul, dar tema merită dezbătută totuși, pentru că știți ce, uneori ar trebui să observăm faptul că politicienii din țara asta se tem să ia măsurile corecte, care sunt nepopulare, pentru că ei, săracii de ei, nu depind decât de bunăvoința electoratului. Ei nu au proiecte politice, nu știu ce vor să facă, nu au competențe și atunci, bă, măcar să nu-i supărăm, că dacă îi supărăm, ne dau un șut în fund și trebuie să plecăm de și altceva nu știm ce să facem. De ce nu iau măsurile nepopulare imediat după ce câștigă alegerile? Așa asta trebuie făcut. Dar știai atunci... că am câștigat alegerile, 4-5 ani, depinde cât durează mandatul, pentru că n-au nicio poate mai uită lumea. Și pentru că atunci este agitat sau ușoare, știi? Și se reorganizează mafile, lucrurile, se vede cine cu cine, care e nou șef, care nu știu ce, și până se aranjează lucrurile astea, trece timpul și se apropie alegerile. Da. Bun, deci, apropo de ideea unei taxe de, de poluare, cum ar veni, nu doar pentru București, în general. Mă rog, ideea asta oamenilor de la USR, ei susțin așa că spre deosebire de taxa oxigen, acum ar fi vorba de o taxă aplicată pentru intrarea în București în general, nu doar pentru centru. Că atunci s-a reproșat la taxa lui Firea, s-a reproșat că e o chestie discriminatorie. Și cum nu rezolva lucrurile, adică scoteai mașinile din centru și le trimiteai la periferie. Ce rezolvai? Sau, mă rog, la periferie, în zone care nu erau centrale, de fapt. Ceea ce era corect. Adică mașinile nu dispăreau atunci din București. Ele, nu, să zice că nu mai intrau în centru, dar mergeau pe lângă centru. Deci consumau, poluau mai mult. Mă rog. E, acum, cei de la USR spun așa, cei care vor dori să circule în București cu o mașină non-euro sau una care are normă de poluare Euro 1 sau Euro 2 ar urmea să plătească zilnic 20 de lei pentru acces. Pentru 3 zile se reduce 55 de lei, mă rog, pe an s-ar putea ajunge la 5500 de lei dacă vrei să intri în București cu o mașină veche, poluantă. Nici nu știu dacă mai există Euro 1 sau Euro 2. Adică atâta rezistență la un astfel de proiect în condițiile în care am senzația, noi nu avem, cred, o statistică clară acum câte mașini Euro 2 mai circulă pe șoselele din România și câte din acestea intră în marile orașe. Că probabil că sunt în mediul rural mai sunt. O să faci o statistică singură, dacă ești și respiri un pic în București. Da. Multe. Bun. Nu știu, 2, dar Euro 3 sigur sunt. A mea e 4. Păi dar tu mai ai timp. Da. Dar sunt Euro 2 și Euro 3 destul de multe și alea, în general, fac poluare ca lumea. Potrivit acestui proiect, restricțiile ar urma să crească apoi gradual, astfel încât până în 2028 să fie taxate și mașinile Euro 5 sau orice tip de vehicul cu motor diesel. Asta ar nenoroci multă lume. Asta da. Da. În fine, să nu intrăm prea mult în detalii, dar aș vrea să discutăm, prieteni, în dimineața asta principiu, care e valabil nu doar pentru București, ci pentru orice oraș în care e circulație intensă și care ar vrea să își reducă gradul de poluare. Principiul e, deci, descurajarea folosirii de mașini poluante. Și asta se poate face în mai multe feluri. Două, cele principale sunt, unu, odată cu taxe mai mari pentru mașini mai poluante. O taxă mai mare de utilizare sau anuală sau, mă rog, te obligă să o vinzi în cele din urmă sau să nu o mai folosești. Deci se reduce poluarea. Asta este cravașa, cum ar veni.
și partea cealaltă cu morcovul, celălalt principiu este să dai un discount la cumpărarea uneia noi, dacă e predată cea veche poluantă, ceea ce se face deja prin programul Rabla, unde se oferă cel mai generos bonus din Uniunea Europeană. Și acum, de aici aș porni discuția cu voi în dimineața asta, la 0372069599. Ce credeți voi că e mai eficient? Pentru ce măsură ați vota? Dacă ar fi să fie. În orașul în care locuiți. Pentru taxarea mașinilor poluante sau pentru acordarea de bonusuri, inclusiv de către administrația locală, că și administrațiile locale pot acorda niște bonusuri pentru ridicarea mașinilor vechi de pe șosele sau pentru predarea celor vechi, cum tot vrea să facă ministrul mediului și, de exemplu, cred că în Sfântul Gheorghe s-a întâmplat așa și au avut succes, au dat niște bonusuri, cred că au dat 3.000 de lei ca să îți duci mașina veche și fără să cumpere alta. Pentru că, vezi, asta este problema la un discount. Sigur, primești un discount mare să-ți cumperi o mașină nouă, nepoluantă. Mă, dar poate nu vrei să-ți cumperi una nouă sau poate nu ai bani să-ți cumperi una nouă. Adică degeaba îmi dai mie, să zicem, 10.000 de euro să-mi cumpăr o mașină nouă electrică în condițiile în care poate nu vreau să dau, mă rog, hai, încă 10.000 pe o Dacia Spring sau 20-30.000 pe o mașină cu care să pot să și transport ceva în afară de o butelie. Adică, da. Bun, deci asta este. Ce altceva credeți că s-ar putea face ca să scadă poluarea în orașele României? Ce-i de făcut? Pentru că orașele literalmente sunt îngrozitor de poluate în țara asta și vă spun din experiența mea, știu că sună un pic arogant, dar credeți-mă, nu e. Unul dintre motivele pentru care am vrut să mă mut în afara Bucureștiului a fost că aerul mirosea urât în oraș și acum simt asta când intru în București, miroase aerul. Sigur, m-am mutat la țară unde este plin de iarbă necosită și am alergie și îmi curg ochii, da? Cum o dai, tot de bine. 0372 069599. Pentru taxare sau pentru bonus sau ce altă măsură. Nu am văzut o verificare tehnică la la noxe, la mașini. În, unde? În oraș. Să te oprească pe margine, da, asta mai lipsit. Pe margine, cum sunt aia de la RAR, să vâre țuțuroiul și să spună, băi, matale, ești total în afara normei de poluare. Hai că-ți iau talonul. N-am văzut în viața mea așa. Poate n-am văzut eu, ori fi. Habar n-am. Bună dimineața, băieți! Eu vreau să vă întreb câte mașini fără catalizator sau cu catalizatorul anulat intră în București în fiecare zi. O zi bună să avem. Ok, și ce trebuie? Dinu. Salut, mersi. Și ce trebuie făcut în cazul ăsta? Deci știm că e fenomenul ăsta. Ce ar trebui să facă autoritățile, mă întreb? Adică cei pe care îi plătim să se ocupe de asta? Adică mie mi se pare că soluția a zisă de tine cu să-i tragem pe dreapta aleatoriu pe unii pe alții, nu, n-ar funcționa. De ce? Odată pentru că ar trebui foarte mulți oameni care se ocupe de chestia asta și doi, de ce să mă oprească pe mine, să mă tragă pe dreapta dacă eu sunt corect și să pierd timpul cu cineva care... Până la urmă ajungem tot la sistemul ăla cu turnătoria, cu părâtul, știi? Adică ar trebui să funcționeze cum se întâmplă în țări civilizate, dacă trece pe lângă tine unul de la care te acoperă în fum negru, da, să suni în secunda 2 și să spui numărul de matriculare cu tare, cu tare, cu tare, lasă o dâră de păcură în urmă. Știi? Și ăla să fie chemat în 2 ore la un serviciu să se constate gradul de poluare și să-i se confiște mașina. Hai că mai avem un mesaj. Bună dimineața, băi. O soluție interesantă aici. Eu am o mașină din 2001, Euro 2. Vreau să scap de ea, într-adevăr, dar nu am niciun caz bani ca să cumpăr o mașină nouă. Totuși, cred că ar exista o variantă, o soluție pe care ar trebui să fie analizată de cei de sus. Dacă eu predau mașina pentru a fi dezmembrată, iar cineva care are o mașină din 2005 vrea ca să predea și el, de ce nu dă mie mașina lui? El, la rândul lui, vrea să-și ia altă mașină din 2009, care e Euro 4. Cineva care are mașina din 2009 și vrea ca să o dezmembreze, de ce nu i-o dă acelei persoane? Și uite așa... Ar putea fi făcut un sistem centralizat, nu ca mașinile să fie de la persoană la persoană, ci un depozit unde să, de unde să mergi să-ți alegi o mașină. Eventual să plătești o diferență de bani. Mulțumesc. Și așa în câțiva ani îți iei Ferrari. Acum treci de la unul la altul. Bine, hai să vedem ce spune Daniel. Bună dimineața! Bună, Daniel! Daniel. Bună dimineața! Te ascultăm. De la Bacău vă sun. Salut! Am stat 16 ani în Italia, la Torino. Da.
De 20 de ani în centrul Torinului nu se circulă decât cu euro cel mai mare, euro 4, euro 5, euro 6. Uh-huh. În jurul centrului se circulă cu orice fel de mașină cu numere alternative. Adică pare și impare. Dar stai puțin, în centrul orașului cum te verifică dacă ai mai jos de euro 4? Există camere exact ca la trecerea de proveniență. Aha. Unde îți ia numărul de matriculare, dacă ai trecut cu mașină non-euro, amendă. Și nu se discută acolo. Deci toată lumea respectă tot. Uh-huh. Dacă ai intrat cu mașină sub euro, pe care sub euro 4, să dăm un exemplu, amendă instant. Deci îți vine acasă. Și crezi că sistemul ăsta ar merge și în România? Ar merge. Necesar? Ar fi necesar, mai ales în București. Mulțumesc foarte mult. Uite, vezi? Da. Să stea cineva la colț de stradă. Modelele există, doar că de ce să facem asta? Că dacă facem asta, se supără lumea, nu ne mai votează. Da, și noi ce facem după aia? Mereu pe aia cu suntem săraci și atunci hai să murim, dacă toți suntem săraci, să murim sufocați, știi? Dar noi ar sta cu un tabel, știi, la colț de stradă și ar verifica fiecare număr. Asta cu digitalizarea nu merge. Ionuț, bună dimineața! Bună, Ionuț! Bună dimineața! Te rog. Din capitala noastră dragă, vă deranjez. Patriei noastre, da. Așteptam și mă uitam, sincer, nu cred că în 30 de mașini am văzut două persoane în aceeași mașină. Da, de acord. Și cum faci asta? Cum rezolvi să faci, să zicem, nu știu, eu aș fi început să-i taxez pe băieții ăștia grași și frumoși de pe la Palatul Parlamentului, de pe la Palatul Victoriei, care n-au făcut nimic în ultimii 30 de ani. În toate țările civilizate și marile orașe există parcări la intrarea în oraș. Da. Da. Există transport acord în comun foarte bine pus la punct. Credeți-mă că plec din Bragadiru și fac 2 ore până pe Bulevardul Aviatorilor, la Piața Charles de Gaulle. Absolut nenorocire, dacă ar exista. Și știți care e culmea? Există clientelă pentru așa ceva. Adică sunt foarte, foarte mulți oameni. Cred că deja sunt 10.000, dacă nu chiar mai mult, de bucureșteni care s-au mutat la marginea orașului și care ar vrea și ei să meargă cu un metrou sau cu un metrou ar fi minunat dacă ar funcționa. Da. Sau chiar și cu linii de autobuz care funcționează, să se ducă să-și lase mașina, că mulți au văzut afară chestia asta. Bă, că afară cum funcționează, mă, și la noi? Nu înțeleg. Aia, e aerul. Mihai, bună dimineața. Bună dimineața, Mihai. Bună dimineața, băieți. Bună. Eu vă sunt tot din București, numai că locuiesc în afara orașului, mai exact în Popeșle Ordeni. Da. Ca să reducem poluarea, eu zic că prima măsură ar trebui reducerea numărului de autovehicule. Și asta cum sau de ce? Sunt foarte, foarte multe autoturisme, dar nu numai autoturisme, care sunt înmatriculate în alte județe. Ele plătesc taxe în județele respective, care vis-a-vis de București și de Ilfov sunt mult mai mici, dar circulă, poluează și fac traficul ăsta din București infernal. Păi, circulația e liberă în România, nu? Poți să-i suplimentar că merg în alt județ. Bun, perfect. Ai dreptate, circulația este liberă. Dar în momentul în care te-ai mutat cu chirie în București, ai un termen de grație de 30, 60, 90 de zile să-ți matriculezi mașina aici și să plătești taxe. Situația e valabilă și cu spitalele și cu multe și cu școlile și așa mai departe. Da, e aceeași discuție. Să știți că numai dacă vorbim despre asta și dacă încercăm să punem presiune pe autoritățile locale vorbind și cerând lucruri, se va mișca ceva. Pentru că altfel o să stăm așa și vorba lui Luca. Ne sufocăm că suntem săraci. Bravo! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.